Noi ne-am reîntors să mai povestim. E prea cald, dar mai dăm, închidem căldura un pic? Da? O, da, dăm un pic o spaie ca să nu fie foarte... Nu se poate lua, n-are niște idei alea ca la ghiozdan să ai un pic o să-l poți lua în spate, nu se poate, nu. Nu, că mă gândeam, chiar ar fi fost o idee interesantă. Eu zic prietenești așa, adică pentru că pe principiu... No, frigi? Unde-i frigi, fratele meu, ca să... Aproape de-abia că merge. Înseamnă că ăsta e defect. Da, de aveam o convorbire vis-a-vis de aparatura care ne încălzește în dimineața asta. Mă rog, care încearcă să ne încălzească cât de cât în dimineața asta. Dăm câteva titluri din presa de astăzi care vorbesc despre matrapaslicuri, pe de-o parte. Îmi permit să le spun așa. Pentru că e vorba despre ce s-a întâmplat la Consiliul Județean în mandatul lui Cătălin Ioan Nichifor 2014-2015. Tumbele pe banii publici făcute de fosta conducere Consiliului Județean pentru a veni de hac unei firme neagreate. Adică cu ghilimele de rigoare. Adică pe principiu câștigă, dar cine trebuie? Cam așa. Apropo de agrementuri, neagrementuri, agreat, neagreat. Dacă tot spuneam eu cum e campania electorală și cu Mannequin Peace, e o știre interesantă, așa, în zona știrilor care vin decât din exterior, de externe, și spune despre o fântână mai puțin obișnuită din Italia, care oferă trecătorilor vin. Păi, deci mă gândeam, hai că dăm citire și să vezi de ce m-a dus pe mine mintea. Că pe mine câteodată mă duce mintea de n-ai văzut, nu așa. O fântână particulară, mai puțin obișnuită, este situată undeva la Ortona, în Italia, oferă gratuit trecătorilor vin, potrivit unui material postat pe un portal, funcționează 7 zile din 7, 24 de ore din 24. Băi, tată, adică despre ce vorbim? Deci, nu, hai la Ortona, hai că o luăm la drum. Fântâna, spuneam așa, funcționează din 9 octombrie și are rolul, băi, ce... Are rolul de a răcori pe pelerinii catolici sau pe simpli trecători care vin pe un drum de 310 km spre San Toma, care leagă Roma de Ortona. Acesta nu este un loc pentru cei care beau mult, nici un truc de marketing, însă este un loc de a reflecta și de a te ruga, un spațiu de relaxare și repaus pentru pelerinii de poezie și apicultură pentru turiști. Explicația aparține creatorului acestui proiect, pe care îl cheamă unul Dina și pe unul îl cheamă Luigi. Păi, tată, deci... Dacă tot e campanie electorală. Uite, deci pe bune întreb acum. Zic și eu așa, știi? Să-l vezi pe băieții ăștia care vor să, gen, nu? PRU, gen, care vor. Sau, mă rog, gen partide politice, așa. Nu neapărat cu nominalizări, știi? Să zică, băi, vreau să fac un bine comunității. Nu? Și face frumos un loc de pelerinaj. Ce meca, frate? Ce aia cu Franța că te duci la nu știu unde, la nu știu ce peșteră care... Ce vorbești, bă, frate? Faci o fântână, bă, deci cât să faci o fântână de asta artesiană, care cu apă, cu alea te udă și așa mai departe, gândește ce ar însemna să faci o combinație de gen Mannequin Peace, vorbim de băiatul ăla care e în piața publică decât în Belgia, în Bruxelles, deci e un băiat care stă în Bruxelles așa cu mânuțele și face un copilaj, da? Deci o combinație de gen Mannequin Peace, pe pisul lui, ca să zic așa, să curgă vin și să nu curgă altceva. Acum, la noi e adevărat că ar trebui să curgă un pic de rachiu. Știi? Cu vinul cred că nu ne-am descurcat foarte, foarte bine, știi? Dar cred că ar curge un pic de rachiu și eu am senzația că de la pornire până la așa, betonul, granitul din ce ar fi făcut ăla acolo, n-ar suferi nici măcar un strop pierdut în van. Că totul ar fi colectat. Nu știu de ce am eu senzația asta. Și ca să nu poți duce în zona electorală sau ca să poți să obține profit, nu faci nimic altceva decât vopsești manechenul ăla pis în variantă, bineînțeles, de care vrei tu, a ta, decât personală și proprii care se reprezintă zona și pe care să-l cheme habar n-am cum pis, da? Îl vopsești într-o culoare care să dea bine în sensul ca să te pregătească cam ce trebuie să faci așa. Adică îl faci în roșu, îl faci în verde, îl faci în ce știu eu ce altceva, care să te aducă în zona în care ar trebui să te aducă. Și consultantele e pe bivolarul, nu? Pe guru? Dacă el e specialist în pis, da, el da, e manechen, e specialist, exact, da. E vorba de jet, de cum... Păi, deci, cum adică, frate, cum adică fântâna la care curge vin, păi merge 7 din 7, zice, nu-i făcută pentru bețivi. Ce vorbești, băiatule? Deci ăla, ăia acolo dorm în jurul fântânii, bă, adică ăia au venit cu corturi, cu cutoare, toată lumea stă dimineață, știi, ca la vas lui. Zice, când îți bolnav, iau o gură de vin. Când am tensiune, iau o gură de vin. Când mă dor șelde, iau o gură de vin. Când mă dor dință, iau o gură de vin.
Zice, dar când ești bolnav tare, așa, când trebuie să faci, zice, apă când bei? Zice, niciodată n-a fost așa de bolnav. Că spune, bea apă, cum mai să lăsăm serios. Adică, bem la apă, dar nu chiar trebuie. Cam așa și cu manechenul ăsta. Băi, de, e? Deci, ce? Da, cum adică să idei. Spune? Deci nu le dați idei. Nu, da, aia spuneam, chiar le dau. Se poate întâmpla absolut orice. La ce disperare văd la unele persoane, pot veni cu absolut orice soluție pentru a ajunge. Mă gândeam acolo în 2012, apropo de Mannequin Piece și de fântânița asta din care curge vin, vă aduceți aminte că cineva, am să dau un nume, dar vă aduceți aminte că cineva dintr-o zonă de asta de tip, cum e biroul ăsta din spatele meu, nu păretele, biroul, da? Adică de culoare roșie, așa, cineva într-o zonă la altcineva, ca să zic așa, adică unul cumva trecuse pe teritoriul ăla la altul, dar amândoi erau într-o coaliție, au cu mare fast pe la vremea respectivă, ne anunțau cum în campania electorală, evident la parlamentare, au făcut un lucru extraordinar pentru într-o zonă, dacă nu mă înșel eu, chiar Bogata se numește, că de-aia spuneam că cineva făcea pe teritoriul lui altcineva, că era așa un picuț de confruntare acolo, au făcut o fântâniță. Bă, ce-ar fi fost dacă acolo în fântânița aia găseau vin? Bă, sau găseau de prună, de mere, dacă găseau gazolină, frate, poate spărgeau cu... Îți dai seama? Bun, cu totul și cu totul au găsit apă. Mi se pare ușor așa, știți, când vorbim despre fântână, vorbim despre o anumită etapă a dezvoltării urbanistice, să spunem, a localităților și a nevoilor populației. Să nu uităm că noi avem un amplu proiect de, știu eu, de extinderea rețelelor de apă și canalizare. Rețea care oricând poate fi folosită într-un scop, sigur că da. Nu? De ce să dai apă pe conductă când poți să dai vin pe conductă, nu? Care e problema? Adică să spui măcar... Ca să rezolve tot satul, nu? Măcar ca și program să spui între orele, nu știu, 15, când, nu? Între 15 și 16 are să curgă vin. Da? Pentru că trebuie să ne gândim și la confortul beneficiarilor. De ce trebuie să mergi la fântână cu gărat să stai la înghesuială acolo și așa mai departe, nu? Când dai drumul frumos la... Când robinet, deja rețeaua există, da, și atunci lucrurile când sunt mult iarna, mai simple. Uite, când e iarna, mai e încă o chestie. Când e iarna, ți-l aduce gata fiert, frate. Că îl dai drumul prin centrală, știi? Da, gata fiert, îl arunci numai la, cum îi spune, bă, care îl arunci în vin, care să facă dea gustul și culoarea și... Cum se cheamă la, bă, condimentele alea? Scorțișoară, de alea. Păi, știi, păi, frumoșel, deci n-ai treabă, dai drumul la robinet, în scorțișoară, deja aromat, deja gâl. Mă rog, de italienești, programul... acum subiect în România. Bă, dar nu, dar pe bune, da. Nu, da, nu e un subiect rău. Da, e un subiect care poate fi foarte bine tratat de către politicieni. Mâine, păi, mâine, vezi, o să spună dacă așa, știi, ce știi ce le mai trece prin cap italienilor, bă, să facă o chestie din aia care, o fântână care aruncă sandvișuri cu sandvișuri și sarmale în tine. Sau poate să facă o fântână care aruncă cu bunăciuri în tine. Ce poți să știi? Da, cum? Cu granitul, da, cum? Ăla poate fi făcut acolo o fântână arteziană una, două. Adică, băi, frate, ceva de genul ăsta, așa ceva... Dar cum să spui, cum să fii, băi, deci cum să fii din Italia să faci chestia asta și să spui, ci că nu-i făcută pentru ăștia care au o problemă cu beuturica. Nu. Un spațiu de relaxare și repaus pentru pelerini. Îți dai seama, aia când merg, unde merg? Mă duc în pelerinaj. Băi, stai să zice, băi, zice, ești tare obosit. Am băut la auzi de o fântână. Băi, au o apă, nu găsești. Nu găsești. Băi, nici nu bună. E... fabulat. Băi, bună tare. Cu gust de muscat. Băi, nu știu de unde fac ăștia. Gust de otonel, frate. Ștefan Mihailescu Brăila, vă aduceți aminte, nu? Cu cum se făcea vinul. Cu in vino veritas. Da, asta fiind spuse de vin... de vin, de Mannequin Piece, de fântânița din care am discutat, picură purge chiar vin. Am discutat despre oferta electorală, dar este o ofertă electorală aceasta despre care am discutat noi până acum. Una dintre posibile oferte electorale la fântână. Așa, dacă vorbim despre pelerinaj... Asta și suma reclamă, dar nu-i aceeași treabă. Și cine ar mai trebui să facă, știu eu, pelerinaj în această perioadă, poate nu ar strica pentru a rezolva totuși problema ca în pelerinaj să plece spre Mecca sau în alte direcții mai puțin cunoscute. Și să rămână acolo. Și să rămână acolo.
da, sau să se mai învârte acolo până găsesc, ajung la situația la care, în momentul în care s-ar întoarce, ar face și mai mult bine. La un moment dat, că vorbeam despre Dorohoi, să știți că mie mi-a plăcut și nu ne-ar conveni o situație de genul ăsta în care să vorbim despre anumite personaje în momentul în care ele ar influența viața oamenilor din partea cealaltă. Da. Ați văzut și relaxarea cu care discută cei din Dorohoi despre Nechita, nu? Da, pentru că nu-i mai afectează pe ei. Așa că poate un program național care să facă o listă cu prioritățile privind deplasarea în pelerinaj, oriunde, dacă e nevoie și în Italia, la Fântâniță, păi nicio problemă. Să bolborosească acolo, să facă ce vor ei acolo, nu e nicio problemă. Important e ca acțiunile lor să fie cât mai puține în zona noastră. Cu cât ne influențează pe noi mai puțin, cu atât e mai ok. Italiano vero, face o combinație de alea cu, știi, cu de toate, cu Tuno, Nikita, face o combinație de una de succesuri, frate. Da, ăștia suntem, ce să mai, asta e, deci orice e posibil, deci orice e posibil. Am văzut-o și pe asta. Deci am văzut, la fel cum am văzut, când mergeam, am povestit eu într-o capitală europeană și așa mai departe, vedeai după aceea niște capete și niște oameni care stăteau, am zis, bă, frate, nu se poate să fac ceea ce cred eu. Bă, da, făceau, fără niciun fel de problemă, în locuri special amenajate, care n-aveau nimic pudic, care să, nu știu, să te priveze, să spunem așa, de mila și de viziunea publică. Nici pe departe. Da, orice e posibil. Inclusiv fântânița asta, fântâniță mică, poate ajunge și mai mare. Șoimi, pâncota. Băi, frate, deci nu mi-a venit să cred când am văzut știrea cu numărul de goluri. Am zis, bă, nu, asta e miștocăreală, cred că au făcut-o așa un picuț la așa. Nu, deci pe bun nu mi-a venit să cred. Până chiar în dimineața asta am zis, bă, nu, cred că ceva undeva, e o greșeală, nu se poate. Deci au venit la Suceava, am ajuns pe locul 2, Foresta și-a făcut un fel de pregătire, un fel de antrenament, să spunem așa, în vedere meciului cu Steaua. Cred că nu, tot lotul cred că a fost băgat sau nu, sau mă rog, s-a făcut așa un antrenament. Numai cine n-a vrut, n-a dat gol. Chiar m-am uitat să văd dacă n-a dat și portarul. Pe bune, am văzut numele celor care au dat gol și am zis, bă, trebuie să fie și portarul neapărat, că nu se poate, bă, dă-ți-o dat gol, poate o dat și el să lacu, știi? 14-0. N-am spus, nu, n-am greșit cu nimica, nu? Mă, n-am greșit, nu? Bă, de ce loc? Liga 2? 14-0. Bă, pe cât e pâncota asta, bă? Pe ultimul loc, justificat. 14-0, frate. Scorul de la Suceava, cu atât a bătut Foresta pâncota, au dat câte 3 goluri Bujor și Matei, Dumitriu Mutu câte 2 goluri, noi Adrian Mutu, e Mutu, un alt Mutu, Rusu Strugariu și Lung din penalti și ca să fie toată treaba în regulă, ca să închidă frumos lista asta într-un mod extraordinar, au mai dat și ei un autogol, că era cumva jenant, știi, băi, deci am luat numai goluri, hai să punem și noi mâna, știi, ca să facem la zestrea de minuni a lumii. 14-0 spuneam și uite așa am ajuns noi pe locul 2 la egalitate de puncte cu Brașovul și la 6 puncte în spatele celor de la Juventus București. Adică bine, cumva pregătiți pentru meciul cu Steaua. Steaua. Am văzut că au ieșit organizatorii, ce au ieșit cei de la Foresta și au vorbit despre public, despre bilete, au făcut precizarea foarte clară că toată lumea care va vrea să vadă meciul cu Steaua din tribune va plăti bilet, inclusiv copiii, inclusiv înainte sau știți după cine? Meci? Înainte sau după știți meci? Cine? Știți cine? Nu? Că era cineva care odată să jura că n-a făcut, că a plătit bilet, dar n-a plătit, că dădea, că așa mai departe, unul care vrea acum în Parlament, știi? Și care bănuiesc că o să meargă acolo, deci că o să facă, nu se poate, deci omul e spectacol, da? Deci toată lumea, inclusiv, da? Ca să fie pe înțelesul tuturor. Va plăti bilet. Biletele, spuneam, valoarea lor între 30 și 50 de lei, adică 30, 40, 50 în funcție de zonă. Organizatorii au luat în calcul undeva, spun ei, în jur de 6.000 de oameni, 6.000 de iubitori ai fotbalului vor fi pe stadion. 6, nu mai mult de 7.000, pentru că nu permite mai mult de atât infrastructura. Ar fi deja 7.000, ar fi așa un fel de bătuceală. Deci cam asta vor cei de la Suceava. Meciul este pe data de 26 sau 7? Joi. 7? Nu? Joi, seara, nu? Joi la 21.30. Bă, dar joi 25, 6. Azi?
7, da. Stau prost cu matematică, băi, deci oricât aș da, deci îmi lipsește un deget, că vă spun acum și cu Salma Hayek și cu Donald Trump. E una chiar faină. Da, bun. Da, e meciul cu Steaua, un meci... Până la meciul cu Steaua... acum, meciul cu Șoimi Pâncota. Șoimi Pâncota nu au făcut doar la Suceava astfel de performanțe, dar să nu uităm că ei până acum au încasat 90 de goluri și au dat un singur gol. Au avut asemenea performanțe. Știți, eu vreau să apreciez doar profesionalismul de care au dat dovadă cei din conducerea echipei și jucătorii. În sensul că discuția era dacă vin la Suceava cei de la Pâncota sau nu. A fost creată o anumită stare de relaxare în rândul lotului de la Suceava. La un moment dat nu vin, ne pregătim pentru Steaua și așa mai departe. Antrenorul Sucevei a demonstrat încă o dată că este un profesionist desăvârșit, în sensul că a ținut în priză echipa. Am înțeles că a fost și cantonamentul înainte de meci. Tot comportamentul a fost unul de tip profesionist total, în sensul că vin, nu vin, noi ne facem treaba, intrăm pe teren și jucăm. Ba mai mult, li s-a cerut jucătorilor să dea dovadă de seriozitate până la sfârșitul meciului, în sensul că era... A fost și greu. A fost un meci atipic în sensul că cei de la Pâncota au venit doar cu 10 jucători, fără nicio rezervă, fără nimic. Nu e chiar atât de plăcut când joci, ești obișnuit cu o anumită miză, un anumit tip de meciuri, să faci ce au făcut sâmbătă băieții noștri. Au jucat, au demonstrat că sunt profesioniști, că... își fac meseria pentru care sunt plătiți. Că au dat 14, puteau fi mai multe, nici nu știu în ce măsură, dacă lucrurile vor continua așa cu Pâncota, nu știu în ce măsură vor mai fi în avantajul Sucevei, în sensul că dacă se retrag din campionat, nu știu dacă mai contează golaverajul pe care l-am făcut cu ei, nu contează, și atunci o să rămânem toți cu 3 goluri și asta e situația. Dar asta trebuie remarcat, că în condițiile în care lucrurile puteau fi tratate așa cum mai suntem obișnuiți noi în sport, cu o anumită superficialitate dată de diferența de valoare, diferența de valoare evidentă între ocupanta locului 2 și ultimului loc din a doua ligă națională, vreau să remarc acest lucru, că cei din conducere și jucătorii au dovedit un profesionalism care justifică de altfel și rezultatele și locul în care suntem noi în clasament în aceste zile, în aceste momente. Cât despre meciul cu Steaua, sper să fie un spectacol, un spectacol fotbalistic, un spectacol la care să participe cât mai multă lume, să fie o sărbătoare a Sucevei, chiar dacă va fi destul de frig, înțeleg, nu contează acest lucru, vine Steaua la Suceava, avem o echipă merită bună, avem o echipă bună și Steaua trece prin niște momente care ar putea să, știu eu, să-i facă, știu eu, ca la Suceava să sufere un duș rece care să-i revigoreze pentru steliști. Dar prefer să piardă Steaua cu Suceava și să treacă peste dușul rece și să meargă mai departe. Nu știu, asta, așa trebuie să vedem lucrurile. Este o sărbătoare a fotbalului, avem o echipă frumoasă, o echipă care până acum a jucat și ne-a arătat că știe fotbal, vine Steaua, cu o echipă mai bună sau mai puțin bună, contează prea puțin, este Steaua. Autoritățile încearcă să facă ceea ce în ultimii ani nu a avut ocazia să facă, să încerce să modernizeze un pic tribunele, să încerce să se organizeze astfel încât să fie, știu eu, arenul să fie gazdă pentru măcar 6.000 de oameni care să-și susțină echipa favorită. Despre asta este vorba. În final, ghinionul este doar că meciul s-a nimerit să fie într-o perioadă mai rece, mai friguroasă. Dar, cum îi știu eu pe suceveni, este un detaliu prea mic. De altfel, câți ai mici din Rădăuți m-au sunat ca să le cumpăr bilete, cred că deja... Da, e adevărat. Da, adevărat. Toată lumea vrea bilet, toată lumea vrea să fie acolo. Apropo de meciul cu Pâncota, era o chestie foarte, foarte hazlie până la un moment, pentru că arădenii, mi se pare că au intrat în 10, dacă nu cumva, n-au reușit să-și completeze echipa, pentru că n-au mai avut pe cine să introducă acolo, ba chiar au rămas la un moment dat și fără unul, un tip dulap a plecat la vestiar supărat că erau prea multe goluri și a fost și o reacție a redelilor care a spus, dacă ne mai dați, ieșim de pe teren și plecăm acasă, că nu se mai poate, adică era mult prea mult numărul de goluri încasate. Asta este, din păcate, ciuca bătăilor, se pare, cu acel golaveraj de 90-1,
îți dai seama că ăla este la Pâncota acolo, cel care a dat golul, erou. Este erou național, e de ăla. Cum e fratea ăștia, bă, că îl duce când îl facă cetățean de onoare, cred că știi? L-au făcut cetățean de onoare că a dat un gol, care a reușit să modifie în un 90-0, știi? Am participat și noi la acest 90, cu cele 14 goluri. Pregătiți, spuneam, un antrenament jucat, un antrenament așa în ghete, jucat la Suceava de Foresta în compania celor de la Pâncota. Așteptăm cu interes și deosebită abnegație meciul cu Steaua, un meci din toate povine. Steaua va juca la Suceava, vom vedea ce va fi. Să vedem. Bă, deci, cum să spun? Cumva, deci așa, în adâncurile mele sunt stelist. De când e cu Gigi, cu tot ce se întâmplă în fotbalul ăsta, nu vreau să aud la modul general, pentru că a devenit un business, știi? Se confundă fotbalul cu cartofii și cu pâinea și cu businessul în general, când vorbim de a cumpăra și a vinde, știi? Și povestea asta chiar nu... Problemă. Chiar nu mă... N-aș avea absolut nicio problemă dacă ar fi vorba doar de business idee, ce fel de produs oferi, da? Că avem nevoie și de pâine și de cartofi, tot ce e din business, tot ce e din business și sportul și știu la eu, modul, da, și sportul în final este tot un business. Ideea e să mă oferi un produs de calitate. Aici e problema. Un produsul de calitate pe care și-l oferă ei se numește bănuț. Uitați-vă un picuț că vorbim de produsul spectacolul care sportiv, a adus, să fie adus pe ăla, cum o cheamă pe aia, pe cum îi spunea la Dinamo, care Borcea, pe Borcea, dar cum îi spunea lui? Shakira, așa. Shakira Borcea era Mitetica, un mare jucător, de altfel, Baciu, în traducere, că așa, dacă nu știu cum îl cheamă. A ieșit de la Mitetica. A ieșit de la Mitetica, deci toată lumea, un Dragomir care se apropie, un ăla din Becali, din frații Becali, mi se pare că sunt amândoi, dacă nu mă șede eu, ăia care erau impresari, nu? Giovanni și cu ce frate-su, așa, erau și ei pe acolo. Un Gigi care a fost și el pe acolo, adică mai multă lume s-a tot perindat în povestea asta a fotbalului și de asta spuneam că a rămas cu un gust amar. Dar spuneam, pentru că acolo undeva, în străfundul, undeva acolo, clipocește Steaua prin sângele lui Guliciuc, tare însă mi-aș dori, tare, cu toate că bănuiesc că-s lunatic, dar tare mi-aș dori ca să facă Foresta o figură frumoasă. Un duș rece pentru Steaua. Cu un meci cu Steaua. Băi, chiar dacă vă uitați la mine și îmi spui, du-te, băi, bă, tu ești nebun, e luni dimineață, ce ai făcut aseară, frate? Adică n-ai dormit, ai stat cu ochii în tavan, ce-i cu tine, bă, du-te și culc, te odihnește. Dar orice e posibil, orice e posibil. Hai să... Încercăm, poate, ce niște e. Da, poate. Da, seama, trebuie să rămână mobila, da, la Suceava, vorbesc despre... Nu mai pleacă, știi? Nu mai pleacă aia decât de lumină, da? E un articol iar foarte interesant vis-a-vis de noi, de viața noastră cea de toate zilele și de cât mult bem la volan. Generic discutând noi, așa, nu neapărat nominal. Așa, în general. Uite aici. Șoferii care urcă băuți la volan, o problemă tot mai mare. Acum mai e o problemă și am să spun povestea asta cu subiect și predicat celor de la Poliția Rutieră. E o poveste care pe mine personal mă deranjează pe de o parte, din două puncte, din două aspecte. Să știți că atunci când vorbim de, trafic, mașini și așa mai departe, nu doar a ne fugări, să spunem, în trafic sau a sta la cotitură să ne prinzi cu viteză înseamnă a-ți face meseria, nu. Spre exemplu, înseamnă a-ți face meseria să mergi și să găsești pe drumurile naționale, pe drumurile europene, atelaje hipo în perioada asta, care încurcă foarte mult traficul și care sunt un pericol real pentru traficul din zonă. Adică aș vrea să văd, spre exemplu, acolo cel puțin implicare, dacă nu altfel, nu neapărat, nu merg la chestii punitive, dar aș vrea să văd că sunt parte în siguranța rutieră și cei de acolo care sunt, care ar trebui să ne asigure această siguranță rutieră și să-i coordoneze, să facă ceva ca acele atelaje hipo, nesemnalizate, pline cu strujeni, cu bărea bulii, cu varză, cu și vrei, cu oameni, evident, și așa mai departe,
participă în trafic și creează pe o vreme ca asta de ploicică, ceață, de ceață, așa mai departe, suficiente, Doamne ferește, probleme. Uite, cred că i-aș vrea să-i văd și acolo un picuț ca să facă parte, pentru că povestea asta cu rutierul ține și de așa ceva. Eu i-am văzut, nu știu, dumneavoastră... Da, eu am văzut. Și s-a apucat de celebra adică... localitate Milișăuți, da? Era la Cumpăra Varză. Acum ai văzut, da. Și am văzut și eu la Cumpăra Varză. O localitate extrem de importantă pentru viața economică a județului. Oamenii aia merită, spun eu, să aibă, cu toate că poate este una dintre cele mai moderne localități din acest punct de vedere. Oamenii și-au cumpărat tot felul de utilaje moderne, încearcă să fie cât mai buni. Puține sunt căruțele, dar sunt folosite de către cei din Milișăuți, dar dacă îmi spuneți, eu am văzut imaginea, dacă nu mă înșel, chiar în ziua aia am văzut două mașini cu radar. Dar opreau numai mașini. Ah, dar căruța n-avea viteză, aia era. Da, și căruța mergea pe lângă ei. Căruța mergea, n-avea viteză, înțelegi? Chiar era frustrant pentru șoferi. Adică era 50 la oră. Nu destul că stai și ocolești toate căruțile pe acolo, dar când e la amendă... Da, păi nu, la deci căruță... Deci nu, există să știți că greșiți. Adică era bun, atunci. Reconfigurez traseul, ca să zic așa, da? Verbal. În sensul că dacă sunteți așa, poate mai lăsați un picuț de cât la curat, și poate dar un picuț... Problemă, știi, da, măcar pe alea... Deci eu nu vorbesc de alea. Bă, de alea județene, asta e viața. Bă, de alealte, bă, asta e... Bă, dar măcar pe alea europene, frate. Și așa s-a aglomerate, vai de mama lor. Păi du-te un picuț să vezi de aici, du-te de la zona Pătrăuți. Bă, e plin, e fuleală, bă, de căruță, cărucioară și așa mai departe. Ne mai punând tractoare nesemnalizate care au, care cară căruța după el. Adică e mai... Băi, deci un picuț, da? Imaginea cea mai frumoasă am văzut-o vineri. Da, numai vineri sau sâmbătă? Vineri. Știți că se asfaltează, da? Europeanul e 85, se asfaltează. Au început și porțiunea dinspre Dărmănesc, spre Suceava. Și... Da, stăteam... La coadă. Oprit. Da, așteptam să avem verde ca să putem trece pe zona de lucru, în zona de lucru. Bineînțeles, căruța pe lângă noi, nicio problemă, a trecut prin lateral. Pe asfaltul proaspăt, fără absolut nicio problemă, a trecut. Urmele și la aerat. Da, la aerat, cu frumos, aerat, cu copitele și cu... Și am în minte imaginea lucrătorilor de la drumuri care, alergând, încercau să... O scoată afară, să ducă. Să iasă din zona aia. Și el era pe principiu gheharea în... Era pe drumul lui. Pana mea, că este pe drumul lui, nu are absolut nicio problemă. Acum, subiectul este mult mai greu pentru autoritățile locale. Ele aveau obligația până acum, pentru că legislația prevede sancțiuni extrem de mari pentru aceste persoane, în sensul că atelajul este confiscat. Deci dacă îl prinde cu atelajul pe E85, spre exemplu, sancțiunea este asta. Se oprește atelajul la primărie. Numai că obligația primăriilor era aceea de a le face drumuri pe unde să circule. Drumuri alternative. Drumuri care lipsesc din nefericire. De multe ori, acum, că sunt tot felul de cetățeni care mai vedem noi pe E85 care au alte îndeletnicire, aia e altă problemă. Dar când vorbeam de Milișăuți, în momentul în care omul iese cu atelajul în stradă, are o problemă el, chiar trebuie să treacă. Da? Era cu produsele agricole, la cules, trebuie să ajungă dintr-o parte în alta. Distanțele sunt scurte, dar este un deranj și pentru el să circule pe european sau pe drumul național cu asemenea... Știi care e problema? Da. Problema este și a autorităților, e foarte adevărat. E problemă și de educație, pentru că vorbim de oameni care sunt, care încearcă să rezolve problema și la capitolul educației stau așa cum stau. Toate astea coroborate, pentru că autoritatea ar fi trebuit să creeze trasee, dacă nu altfel, care să însemne impactul cu drumul european județean cât mai scurt, cât mai mic, pentru că nu se poate spre deloc. Spre impactul deloc. Să fie cât mai micuț și să creeze acele trasee și să aibă, să stea acolo, să-i oblige să meargă pe acele trasee în așa fel încât să nu se mai întâmple ceva de genul ăsta, pe când căruțașul, el știe foarte bine că pe el îl doare la căruță, știi? El merge frumos și el, pec, gheherea cu BDV-ul în speță o mârțoagă, care trage de bea vai de mama ei, înțelegi? Ca să n-ai ce să iei mârțoaga, că mai ai și o problemă după aia să-i dai mârțoaga să mănânce BDV-ul, să faci din el, să-i dea jar, să mănânce, să faci un cap, știi? Adică,
Înțelegi? Și ăla zice ceva pe principiu. Păi, băi, ce bă vorbești, bă? Păi eu ca să mă duc pe un drum alternativ, să merg așa, să merg așa și așa, să merg numai o bucată, du-te, bă, de aici, bă, merg pe aici, bă, pe asfalt, pe trotovar, bă, băiat. Și cu asta basta. Știți care că, trafic, acum... bă, dar ce nu mă vede, bă, ești chior? Ești cam așa n-ai ceva. Pe unde trece, nu știu, n-ai spus, pe unde trece, bă, du-te ca să te spune pe unde, da, știi? Acum, știți, chiar luni dimineața este un experiment interesant. Milișovuți, că vorbeam de Milișovuți, este zi de piață la Milișovuți, în zona podului. Este o zonă extrem de interesantă de parcurs luni dimineața. Voi avea o asemenea experiență, probabil, mai puțin de o oră. Vă văd bucuria, ești deja... Da, deja sunt extrem de fericit. Chiar bucuria, da. Acum, partea că de dimineață, da, clar, vor fi foarte multe căruțe acolo, dar să vedeți când se îmbate caie. Că vorbeam tot era subiectul. La un moment dat, da, caii sunt lăsați pe căruțele pe marginea drumului, da, proprietarii pleacă la negoțal așa și se îmbate caie. Nu proprietare, caii se bată. Da, și încep și ei să meargă așa cum vor și ei. Nemaipunând, vede și el o ia și își aduce aminte că e... Nu degeaba, era pușcă și curau alată, cear măsar era modată, înțelegi? Și lasă, ia căruța cu varză sau fără varză și merge în trafic și proprietarul tocmai stă la băut aldămașul că a încheiat o afacere extraordinară, știi? Deci da, știți toate astea fac parte acolo. Proprietarul bea aldămașul să-mi bată calul. Să-mi bată calul, da. Toată știi? Problema, și da. Nemaipunând că văd că eu am văzut și eu aceeași poveste, știi? Cu polițiști care opresc, bineînțeles, de la cumpărat de varză sau, mă rog, la murături și așa mai departe. Asta e ok, în regulă, cumpere, e regulă, pentru că nicio problemă. Ăsta e traficul, e super în regulă, băi tată. Dar hai să ne organizăm un pic, da? Dacă asta pui și două radare și trece căruța pe lângă tine și tu îi oprești numai pe nefericiția... Da, dar paia e, știi? Acolo e... Adică nu e regulă totuși, da? Băi, dacă vorbim de așa, rutier înseamnă și povestea asta. Uite, deci băut și fără permis prins de polițiști numai unui pont, de beat ce era, n-a văzut stâlpul, s-a uitat, dar dai seama, uite, complicată, da? Dacă îl închideași pe ăsta la altul, nu vedea nimic, știi? Așa, dacă erau deschiși amândoi ochii, vedea patru stâlpi. N-avea nici cum trece prin ei. Dacă închidea unul, vedea numai doi. Era complicat și așa, știi? Adică... e un caz al unui bărbat la Tudirești, spune că a fost prins la un control de ăsta în trafic. Mirosea un pic alcool, adică era Batman, dar mirosea un pic alcool. În sensul că avea 1,41 miligrame litru per alcool pur în aer expirat, ceea ce înseamnă aproape 3 la 1000. Adică 3 înseamnă deja aproape manga. Adică când l-o scos de acolo, te rămâne până ziua unde, cico. Adică, ceea ce e foarte interesant la el este altceva. Șoferul nu avea permis de conducere valabil pentru că i-a fost anulat. Deci bănuiesc tot pe motiv de horoșpincă. Bă, tată, bă. Deci atât de inconștient. Un altul a fugit de polițiști pentru că se urca să bat la volan, de pe la fundul Moldovei și tot așa. Adică, băi, eu știu acum, cu băutura asta, Batovina, parcă ar trebui... Băutul la volan, mai ales cu recidivă, din punctul meu de vedere, are o legătură clară între evenimente și polițistul din localitate. Nu poți să-ți permiți să te urci și a doua oară în mașină băut dacă nu consider că ești protejat pentru fapta asta. Corect. Da, și cred că cele mai mari probleme din acest punct de vedere apar dintre relațiile pe care le au polițiștii din comună cu diverse personaje de acest tip. Am mai avut, erau în perioadele în care veneau din străinătate tot felul de puști cu mașini care la un moment dat se spunea că aveau liber în comună la orice. Da? Da, pentru că... Pentru că da. Era apreciată calitatea da. Lor de... Da? Da, 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 da. Așa și era apreciată în fiecare săptămână în funcție de libertățile da, funcție pe care de apreciere, în funcție de apreciere, așa. De cât de des se întâlneau. Nu pot să cred că cineva care a primit o sancțiune drastică pentru o anumită faptă, o repetă știind ce l-așteaptă. Corect. Doar cel care se urcă băut la mașină, în mașină, a mai făcut-o și o face pentru că îi se permite să facă. Și din acest punct de vedere, nu știu, nu judec pe nimeni, nu știu pe nimeni, dar când vorbim despre persoane băute la volan, toleranța ar trebui să fie minimă, spre zero. Dacă omul ăsta și-a permis să se urce la volan odată ce avea o sancțiune de acest tip, cu permis personal și așa mai departe, ori are nevoie de un consult să treacă și la psiholog înainte,
Ori dacă nu, clar că a avut antecedente în această zonă și cineva i-a oferit un anumit tip de protecție care l-a determinat să continue în acest fel. Și de regulă, în comunități cam sunt cunoscuți șoferii, persoanele care circulă în stare de ebrietate. Corect. Dar în fiecare localitate se cam știe cine și cum sunt. Și în orășelele mai mici, la fel, se știe despre domnul inginer, domnul doctor, domnul nu știu care, domnul, de regulă e un domn. Așa, sau nea nu știu care, nea nu știu cum, care așa își permite la un moment dat să vadă cât e până acasă, de la Crișmă până acasă. Un kilometru, mai puțin de un kilometru. Și așa mai departe. Dar asta se poate întâmpla doar cu sprijinul și cu protecția celor care sunt puși acolo să împingă. Care închid ochii. Care închid ochii. Și apar problemele. De aici apar problemele. Degeaba spunem ce și cum. În momentul în care i-ai luat carnetul, i-ai făcut dosar, dacă e de făcut dosar, a doua oară nu-ți mai vine. Dacă ți-o făcut și a doua oară, e clar că este un totul alt tip de problemă și acționezi în consecință. Ai prins 2-3 de genul ăsta, nu-ți mai urcă nimeni băut la volan. Dar asta este. Luăm publicitate, dragii mei, ne reîntoarcem pentru că o să vedeți că avem ceață la Suceava și când avem ceață avem probleme. O să vă spun și de ce. Chiar dacă suntem cei mai tari, cei mai moderni, cei mai extraordinari, asta că îți citesc din clasici în viață, o să povestim despre povestea Consiliului Județean și ce s-a întâmplat acolo cu tumbele de pe banii publici. Evident, vom vorbi și despre dezvoltarea infrastructurii de transport, cooperarea transfrontalieră Bucovina cu, sau mă rog, județul Suceava și regiunea Cernăuți. Toate astea, însă, după un pic de publicitate, revenim.